Slavă lui Iisus Hristos! Domnul nostru este măreț. Aș vrea astăzi să vă încurajez pe voi și pe tot cei care ne urmăresc, deoarece avem sute de mii de abonați pe Facebook, pe YouTube. Oamenii ne urmăresc de peste tot, din toate marginile pământului și ne întreabă, ce va fi? Ce se întâmplă? De ce este o problemă atât de mare? Și știți, în cine și unde este astăzi răspunsul pentru această lume, pentru acest pământ? Spune, răspunsul este în copiii lui Dumnezeu. Și îmi place și v-am povestit deja despre ultimele realizări ale științei, despre sânge, că ne descopere înțelegerea a ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, că El a purtat toate bolile, toate blestemele, toate păcatele și noi suntem copiii Lui și noi avem sângele Biruitorului, sângele lui Iisus Hristos, o imunitate puternică față de blesteme, față de iad, față de diavol. Copiii lui Dumnezeu sunt cei care pot să aducă mântuire acestei lumi. Acum avem cea mai bună posibilitate să propovăduim pe internet. Noi suntem aici cu măști, nu putem să mergem la mulți oameni, oamenii nu prea doresc să socializeze, dar internetul este deschis pentru toți și sângele vorbește. Spune, sângele vorbește. Dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu, dacă în noi curge sângele lui Iisus Hristos, atunci sângele trebuie să vorbească. Ultimele realizări ale științei spun că sângele are memorie, are voce, sângele vorbește. Sângele din interiorul nostru vorbește astfel încât în noi se formează gândurile. Avem sângele strămoșilor noștri și gândim ca și ei. Gândim prin blesteme, prin lucruri preprogramate pe care le-au făcut strămoșii noștri, dar în Iisus Hristos suntem liberi. Sângele lui Iisus ne-a eliberat. Și ce credeți? Cine poate să aducă acest sânge? Cine poate, prin sângele lui Iisus Hristos, să facă acest vaccin întregii lumi? Cu siguranță copiii lui Dumnezeu. Noi trebuie să o facem. Este responsabilitatea noastră. Timpul este foarte scurt. Avem foarte puțin timp și trebuie să facem cât mai multe trimiteri, cât mai multe întâlniri online, apeluri online și să propunem oamenilor mântuirea în Hristos. Deoarece astăzi acest lucru se poate face doar prin voi. Voi sunteți singura speranță a lui însuși Dumnezeu. Iisus Hristos s-a dus pe cruce pentru ca El să aibă copii. În epistola către evrei este scris, eu cânt în mijlocul adunării, iată-mă eu și copiii pe care mi-i-a dat Dumnezeu. Voi sunteți copiii lui Iisus Hristos, în voi curge sângele Lui și acest sânge trebuie să vorbească. Dacă acest sânge nu vorbește, atunci trebuie să te întrebi, poate nu sunt copilul lui Iisus Hristos, poate sunt copilul diavolului, dacă sângele vorbește despre neiertare, despre păcate, dacă sângele vorbește despre blestemele strămoșilor, testează-te, pentru că sângele tău vorbește atât de tare încât în capul tău cresc neuronii, apar gânduri și poți să înțelegi ce fel de sânge este în tine. Acum vom privi un film. Acest film se numește 22 de îngeri. Astăzi vreau să vă vorbesc despre îngeri. Îngerii sunt copiii lui Dumnezeu. Voi sunteți. Voi sunteți trimișii lui Dumnezeu. Voi și toți cei care ne urmăresc până la marginile pământului. În aceste timpuri, voi sunteți chemați să duceți sângele lui Iisus Hristos de la inimă la inimă și mulți oameni vor fi mântuiți prin voi, așa că nu vă opriți. Timp de secole, epidemiile și bolile teribile au ținut națiuni întregi ostatice. Speriind și distrugând treptat oamenii neajutorați, au pătruns în fiecare casă și au adus groază în fiecare cătun, sat și oraș. Multe dintre aceste boli nu mai sunt cunoscute astăzi în țările dezvoltate. Febra galbenă, difteria, variola, rabia, holera, tifosul și febra tifoidă, poliomelita, rujeola, au omorât și mutilat mai mulți oameni decât războaiele mondiale. Dar puțini cunosc cum a început istoria biruinței omenirii asupra acestor teribile ciume. În Bogota există un monument imens ridicat în cinstea unor copii mici, în memoria unei mari victorii asupra morții,
Este vorba despre 22 de băieți cu vârsta cuprinsă între 3 și 9 ani, care prin trupurile lor curate de copii au dus prețiosul vaccin împotriva variolei în altă parte a lumii. În manualele de istorie putem găsi evenimente despre războaie care au luat vieți omenești, însă nu este scris nimic despre copiii care au salvat sute de mii de vieți omenești. Ei au fost primii misionari care au dus viața până la marginile pământului prin trupurile lor mici. Această expediție simbolizează un mare progres în medicină. Capacitatea de a folosi proprietățile de apărare ale sângelui unui om pentru a salva pe altul. În anul 1802, din Columbia în Spania, au ajuns veștile teribile privind amenințarea unei epidemii de variolă. A fost pregătită o expediție regală, compusă din marfă vie. 22 de băieți orfani între 3 și 9 ani trebuiau să livreze prin trupurile lor neprețuitul vaccin împotriva variolei pe insulele îndepărtate. Înainte de plecare, medicul a introdus o formă slabă a virusului la doi copii. În a 10-a zi de călătorie, boala s-a maturizat pe mâinile copiilor, iar din bășici a început să se scurgă prețioasa limfă. Medicul a luat cu grijă prețiosul lichid și l-a introdus la următorii doi băieți. Astfel, la fiecare 10 zile, el vaccina variola la doi copii noi, ca pe parcursul întregii călătorii să fie păstrat vaccinul salvator, care rămânea în corpurile și sângele copilașilor. Când vasul a ajuns în Venezuela, vaccinul viu s-a păstrat doar pe mâna ultimului băiat. Sângele lui era singura speranță de a opri epidemia mortală. 12.000 de oameni au fost salvați și încă 28 de băieți voluntari au devenit o continuare a lanțului viu, ca prin trupurile lor să ducă vaccinul mai departe. Expediția a fost împărțită. Vasul care a plecat spre Bogota a naufragiat, dar prin îndurarea lui Dumnezeu, purtătorii sângelui scump au supraviețuit. Toți locuitorii din Bogota au primit limfa cu anticorpi și amenințarea morții s-a oprit. Apoi s-au îndreptat spre Peru și Argentina. Cealaltă parte a expediției s-a îndreptat spre Mexic și Filipine. Locuitorii acestor insule au rămas în viață datorită lanțului viu neîntrerupt a unor copii jertfitori care le-au adus vaccinul în trupurile lor. Sute de mii de oameni au fost salvați datorită primilor 22 de orfani. Astăzi, în Bogota, este ridicat un monument pentru jertfa lor. Această primă expediție, plină de pericole, a traversat jumătate de lume și a demonstrat cum calitățile de apărare ale sângelui unui om pot salva pe alt om. În 20 de ani, medicii misionari au ajuns până la fiecare sursă de infectare de pe planetă și au oprit extinderea variolei. A fost cea mai mare campanie de salvare a vieților omenești din toată istoria omenirii, care a pornit de la un orfelinat dintr-un orășel spaniol. Nimeni nu va uita primii copilași orfani care au devenit purtători ai sângelui biruitorilor. Și în același mod, pentru a salva lumea prin Evanghelia lui Hristos de epidemia păcatului, blestemelor și iadului, trebuie să rămânem copii sfinți și curați ai lui Dumnezeu. Cum a spus Hristos, fiți ca niște copilași. Pentru misiunea salvării de variolă au fost aleși copii curați și nevinovați, deoarece mulți adulți nu puteau oferi un sânge curat, având boli venerice și infecții pe care le-ar fi transmis. La fel, doar copiii lui Dumnezeu pot să salveze lumea prin Evanghelia lui Hristos, spălați prin sângele sfânt și curat al lui Isus. Abonează-te la canalul nostru și distribuie acest clip prietenilor tăi.
De unde au apărut acești copii? De unde au apărut acești orfani? Această femeie de pe ecran este o călugăriță. Ea reprezintă biserica, are o imunitate rezistentă la variolă. Așa cum noi, biserica, avem imunitatea rezistentă la blesteme, la iad, la diavol, la toate blestemele. În acele vremuri, doar biserica avea putere să vină la acei oameni care mureau de variolă. Doar ea îi lua. Uitați-vă și vedeți-vă pe voi. Poate că tu astăzi spui, eu nu am timp să-mi îndrept inima, mâinile, mesajele mele către acești oameni, dar cine dacă nu tu? Și trei sunt cei care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Dacă în tine curge sângele lui Iisus Hristos, El va vorbi. Uitați-vă la această femeie, ea simbolizează biserica. Nu îi era frică să-i atingă pe cei de care se fereau toți pe atunci. Biserica era singurul loc care nu se temea de nimic. Și noi, prin internet, trebuie să ajungem la mai mulți oameni. Ei ori vor muri, ori vor deveni copiii lui Dumnezeu. Dacă nu ne vom adresa lor și nu îi vom salva prin sângele lui Iisus Hristos, atunci ei vor pieri, cum pierdeau acești oameni. Dar printre ei sunt sute, mii și milioane de oameni care sunt chemați la mântuire. Tinerii care deja vă răspund, deja vă vorbesc că Dumnezeu îi cheamă prin voi să devină copiii lui Dumnezeu. Uitați-vă, pe atunci se fereau chiar și de haine. Lumea aceasta este blestemată, oamenii nu vor să meargă unii la alții. Dar noi putem să batem în telefonul fiecăruia. Tu poți să faci aceasta astăzi, dacă ești mântuit, dacă ești biserică, deoarece doar biserica a primit copiii. Uitați-vă cum erau duși, ca niște animale. Părinții lor au murit de variolă. Ei erau orfani. De unde au fost luați acești orfani care au salvat întreaga lume? De unde vor fi luați oamenii și copiii lui Dumnezeu care vor salva această planetă? Ei erau aduși ca și animale, dar biserica nu se temea să-i accepte. Ea avea destulă compasiune ca să-i primească, ca să-i spele, să-i hrănească. Și acestea sunt lucrurile pe care noi trebuie să le facem. Oamenii sunt atât de bucuroși când îi aducem. Ei sunt pe alte continente, în alte orașe, în alte țări și sate, dar noi le scriem mesaje, le trimitem clipuri și ei vin la mântuire. Ei vin în casa lui Dumnezeu. Și unde este acum casa lui Dumnezeu? Ea este peste tot unde vorbește sângele lui Iisus Hristos. Dar pentru sângele Lui, pentru Duhul Lui, nu există astăzi nicio graniță, niciun perete, nicio distanță. Aici ei vor fi hrăniți, acești orfani. De ce orfani? Pentru că toți strămoșii noștri mor de blesteme. Și noi suntem în realitate orfani. Avem nevoie de Tatăl Ceresc. Toți oamenii au nevoie de Tatăl Ceresc. Uitați-vă, o mamă, o fată tânără a murit de variolă. Și biserica vine, ea nu se teme, are imunitate. Ea vine ca să convingă pe acest copil să o urmeze. Și tu poți să faci aceasta, tu poți să îi convingi să devină copiii lui Dumnezeu, să-i scoți de acolo, să continui această lucrare, ca sângele să vorbească, să-i scoți din blesteme generaționale, de la aceste cadavre ale strămoșilor unde îi se află acum, ca acești copii să capete casa, să capete părinții, să capete familia. Aceste lucruri le făcea biserica, împlinea misiunea măreață de mântuire. Și acum este ultima șansă. Crede-mă, poți să faci mult mai mult decât ai făcut astăzi. Biserica se roagă întotdeauna, ea renunță la dorințele ei și pune voia lui Dumnezeu pe primul loc. Uitați-vă la simbolul acestei călugărițe. Ea se ruga întotdeauna, dacă eu nu voi face, dacă eu nu voi merge și nu voi găsi un nou copil, atunci el pur și simplu va muri de blestem, de iad, de moarte. Dacă nu tu, atunci cine? Dacă noi am dedicat toată viața noastră ca sângele să vă vorbească și ca să curgă în voi sângele lui Iisus, atunci scopul vostru este să faceți aceasta pentru mulți oameni. Acesta este exemplu pentru fiecare dintre voi. Copiii au fost aleși,
Pentru ce au fost luați ei din lume? Ca să devină misionari. Astăzi, pentru ce aducem noi la mântuire mulți copii ai lui Dumnezeu? Ca ei să devină misionari până la marginile pământului și să ducă în ei acest vaccin care nu putea fi transmis altfel decât de la inimă la inimă, de la copil la copil. Și de ce doar copii? Pentru că doar copiii nu erau bolnavi de boli venerice. Doar voi aveți sângele lui Isus, doar voi nu sunteți pătați de această lume, doar voi puteți să duceți această mântuire, acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și ei au urcat pe o corabie care este simbolul misiunii noastre. Misiunea noastră este pe internet. Este minunat. Este atât de ușor să ajungeți la oameni și ei au pornit să călătorească jumătate de lume. Acești copii mici și dintre acei oameni pe care îi veți găsi, pe care îi veți lua din lume, vor fi mulți misionari. Continuați să propovăduiți, nu vă opriți. Uitați-vă la acest exemplu. Fie va fi pieire, fie memoria despre mântuirea lor va fi în veci. Astăzi există un monument, astăzi se vorbește despre biruința asupra morții prin acești copii. Așa vorbea sângele. Sângele trebuie să vorbească. Ce fel de sânge vorbește astăzi în noi? Poate în tine încă mai vorbește blestemul generațional care te ține și nu îți permite să te concentrezi. În fiecare zi simți cum neuronii, cum creierul tău fierbe de blestemele strămoșilor. Trebuie să te alepești și mai mult de sângele lui Isus și să devii copilul lui, biserică, care are imunitate și atunci sângele va vorbi. Dacă eu, când am fost mântuită, am avut 22 de ani și sângele lui Isus vorbea prin mine. Misiunea de astăzi este până la marginile pământului, pornită de la o tânără. Cine va continua astăzi această lucrare? Cine va continua să propovăduiască? Dumnezeu te cheamă. El vrea să devii un înger. Îngerii sunt trimișii, nu îngerii de căzuți, nu dracii, dar sfinți, îngerii curați, trimișii lui Dumnezeu. Ei și-au jertfit viața. Da, este periculos. Posibil este periculos. Dar va fi multă slavă a lui Dumnezeu și multă mântuire. Viața nu va fi trăită în zadar. Când te vei uita în urmă, vei spune, cât de minunat am trăit această viață. Nu în zadar mi-am dedicat viața pentru salvarea oamenilor. 12.000 de oameni au primit vaccin. Sute de mii de oameni de pe insule au fost salvați datorită copiilor. Dar astăzi, miliarde locuiesc pe planetă și astăzi sângele trebuie să vorbească. Și atunci când în interiorul tău auzi cum vorbește sângele strămoșilor, lucruri generaționale, sângele diavolului, nu fă, nu salva, sângele lui Isus să biruiască, să vorbească sângele biruitorului în tine, deoarece sunt trei care vorbesc pe pământ, Duhul, apa și sângele, și sângele are voce, sângele vorbește, sângele are memorie. În numele lui Isus, harul Domnului să fie peste voi toți, binecuvântarea Domnului să vină, sângele să vorbească. Noi acum chemăm sângele lui Isus, care curăță, spală, care vă înzestrează pentru această misiune măreață de salvare a sufletelor omenești până la marginile pământului, ca să puteți să scoateți acești copii din mâinile blestemului și a iadului și să-i aduceți în casa lui Dumnezeu, să-i spălați, să-i curățați, să-i hrăniți pe toți și să-i pregătiți pentru misiune. Să nu vă fie rușine să le vorbiți despre misiune. Ei au luat copii mici și au salvat întreaga lume. Voi trebuie să vorbiți oamenilor despre misiune, despre salvare. Ei au mers prin întreaga lume și noi astăzi vom merge prin întreaga lume. Vom ajunge până la marginile pământului. În fiecare dintre voi să fie acest înger, să fie acest trimis. În fiecare dintre voi să vorbească acest sânge, așa cum El vorbește în noi, ca să visați la suflete mântuite, ca să vă gândiți cum să salvați oamenii, ca neuronii și mintea voastră să renască, ca sângele vostru să vorbească, deoarece sângele vorbește. Ultimele cercetări științifice spun că dacă unui om flământ îi se pune prin transfuzie sângele celui sătul, el devine sătul, pentru că sângele vorbește către neuronii creierului lui. Și voi puteți să faceți această transfuzie, puteți să
duceți eliberare, să hrăniți pe cei flămânzi, să dați apă celor însetați, pentru că aveți tot ce trebuie pentru aceasta. Fii ca vocea sângelui să vorbească în fiecare dintre voi, în numele lui Iisus Hristos, și mântuirea să meargă până la marginile pământului, în numele lui Iisus Hristos. Harul Domnului să lucreze prin voi, să fiți tremiși, să fiți îngeri, ca acești 22 de copii care au devenit începutul lanțului viu al mântuirii întregii omeniri. Și tu ești acest lanț viu, care transmite această voce a sângelui, care transmite acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să-i dăm pentru această slavă lui Dumnezeu. Aleluia! Slavă lui Iisus Hristos!